care îl tratez ca pe o prioritate, încep să caut și niște bani pentru el. Dar noi deocamdată spunem, dom'le, nu putem să facem sport că nu avem bani. Nu, hai să-l tratăm în primul rând, să stabilim că este o prioritate. Stabilim toată lumea să știe că sportul este o treabă prioritară în România. Și în acel moment îl tratăm într-un anumit fel. Este ca și cum ai lua un om care este dezbrăcat, care este vai de mama lui și noi tot timpul spunem, dom'le, dar nu avem bani să-l îmbrăcăm. Și nu o să-l îmbrăcăm niciodată așa. Dacă stabilim că omul ăsta trebuie să ne reprezinte mâine undeva la o competiție sau undeva la un anumit nivel și trebuie să-l îmbrăcăm, începem să căutăm și bani și soluții ca să acest om să se îmbrace, să fie ok, să ne reprezinte într-un anumit fel. Pentru că el ne va reprezenta. Stabilim clar că el este prioritar. În momentul în care sportul din 25 de ani a fost niciodată prioritar, n-a fost niciodată prioritar, cum să funcționeze? Cum să funcționeze? Știm amândoi că bursele pentru învățământ, pentru elevii preșcolari, preuniversitari, burse de sport, scrie în lege că se pot da. Dar tot timpul se folosește acest se pot. Tocmai ca dar un copil, dacă câștigă premiul Garofița de Aur, îi se dă bursă. Dar ăla, dacă este campion mondial, la indiferent ce sport, olimpic, îi se pot da. De regulă, nu se dau. Da. Da. Și atunci cum îl stimulezi? Pentru că sunt multe anomalii. Tocmai de aceea am spus că, în principiu, ar trebui, dacă s-ar dori foarte, foarte tare, ar trebui făcută, reorientată toată povestea sportului. În primul rând, ar fi trecut printre acele lucruri speciale, acele lucruri de importanță deosebită pentru România. După aceea, ai găsit posibilitatea să-l faci și eu cred că cu o nouă lege a sportului, uitându-se puțin, întorcându-se către problema aceea majoră a sponsorizării, care nu este rezolvată deloc în România, și atunci sigur că oamenii nu pot băga în sport niște bani. Și fiind dorința, existând această dorință ca sportul să redevină ce este, să vorbești din nou în România de educație fizică și sport. Când vorbești de educație fizică, când vorbești de educație în general, în școli și peste tot, vorbești de materie, omul trebuie să învețe, să se educe, bun. Și el trebuie să se educe și fizic. Nu, poate să fie academician, stai în scaun cu rotile. Da, mă poate să ajungă. Dacă nu, ne-ai făcând sport. Sigur, din nefericire există câteva persoane care într-adevăr au tot felul de probleme de genul ăsta, hai să zicem, locomotorii și care au o minte extraordinară și atunci vine și mi se spune, uite, domnule, vezi că ăsta... Dar alea sunt excepții. Dar sunt excepții, tocmai asta vreau să spun, nu mi-l aduce mie ca pe, în general, ca pe chestiune în general, ci ca este o excepție. Mai în toate școlile din București și din România se predau tot felul de cursuri. De arte marțiale, de basket, de volei, de orice, de către unii foști sportivi care n-au niciun fel de calificare. Ce părere aveți de aceste lucruri? Sigur, asta cu... Un sportiv poate preda fără discuție, dar legal discutând nu are dreptul să predea atâta vreme cât nu are calificarea necesară. Deci ar trebui să aibă această calificare fără niciun fel de discuție. Problema este alta. Problema este că în aceeași idee în care m-ați întrebat de ce, cum aș vedea sportul, eu v-am spus că în primul rând ar trebui să devină o prioritate a guvernului. Apoi, făcute mers ușor către povestea aceasta al legii sportului în general, legea sportului, legea sponsorizării, tot ceea ce se leagă de treaba asta și merge mai departe către toată povestea asta și a stabilit foarte, foarte bine că ce înseamnă sportul în diverse domenii de activitate sau în diverse ministere și aș și legat de Ministerul Educației și Învățământului și atunci aș avea cu sportul de care discutam, cu sportul preșcolar, școlar, universitar și mai departe. Competițiile respective. Aș lega de toate celelalte activități, aș lega de Ministerul de Interne. Aveți idee câte universități de fapt au cluburi sportive? Foarte puține astăzi. Astăzi aproape de la că nu mai contează. Din moment ce nu este prioritar, din moment ce nu interesează... Dar nu era normal ca la clasificarea universităților care s-a făcut să fie trecut și treaba asta? Da. Ăla era un criteriu. Păi ce vorbeam eu? Că nu sunt criterii. Nu sunt criterii multe. Sunt criterii, dar ăsta nu e trecut acum. Nu. Trebuie să fie un criteriu. Nu e criteriu trecut dacă are cantină universitate. Da, dacă vă puteți închipui. E incredibil. Cantină. Da, corect. În câteva cuvinte, pentru sportul de performanță se poate face ceva în acest context?
Sportul de performanță în general este urmarea sportului acela de masă. Sportul de masă, sportul de performanță și de înaltă performanță. Sigur că se poate face sport. Încă avem, eu nu știu de unde ies campioni ăștia. Unor mă uit la ei și rămân surprins, rămân, zic, mai ce n-ai se întâmplă cu... De la părinți? De la sensei? De la profesor? Suntem un popor totuși ciudat, un popor care fără discuție avem multe de spus, cu calități extraordinare, un popor care ar putea face foarte multe lucruri, dar care face mult mai puține, numai așa la, nici nu știu de cum apar. Că sunt zone, sunt sporturi care au căzut foarte, foarte tare, nu avem cât un număr limitat de practicat și totuși te mai iese cât un sportiv, mai face câte ceva. Ce părere aveți de faptul că este o hotărâre de guvern, din câte știu eu, în care s-a blocat acordarea de premieri pentru cei care ies campion național? Da, deci un sportiv este campion național, îi se dădea nu știu ce, mare lucru nu îi se dădea. Acum nu se mai de nimic. Nu știu, asta trebuie întrebată. Ce se întâmplă? Apropo de ședința de mâine. Da, știu. În altceva vreau să vă zic. Vedeți, toți cei care au trecut, în general, prin această, pe aceste poziții de secretar de stat de sport sau chiar ministru al sportului, sunt foști practicanți de înaltă performanță a unui sport. Și acum întrebarea mea firească ar fi fost, de ce dacă tot ai ajuns acolo, indiferent că marea majoritate au venit politic, pentru că este clar că toată chestia s-a făcut politic, se face în continuare politic, dacă tot ai ajuns acolo și dacă tot ai un cuvânt de spus, mi se pare firesc să ai totuși, pentru că ai fost un sportiv de performanță, să te uiți în ochii primului ministru, să-i spui domnul primul ministru. Situația este asta, corectă. Haideți să facem ceva, hai să facem pentru copii, să facem mai ales că, spre exemplu, acum, în ultima perioadă, chiar se potrivise de puțin, întrucât primul ministru chiar ținea la sport și face sport și place sportul. Da, se știe că este un om care nu creează sport. Creează sportul, da? Și atunci, dacă probabil că dacă cei care au pe lângă el ar fi discutat de o altă manieră toată povestea asta, probabil că și el s-ar fi schimbat, ar fi fost mult mai aproape de sport. Mult mai aproape de sport. Știm cu toții care ne învârtim cât de cât în sport, că în anumite împrejurări și astăzi sportivii își plătesc uneori deplasări la competițiile internaționale care se duc și apără culorile României. Credeți că este normal? Nu, este anormal în ciclu sportivii care reprezintă România și care aduc un beneficiu de imagine României, mai ales astăzi, ar trebui să beneficieze de sigur, mai ales sporturile neolimpice sunt aici. Noi discutăm în primul rând de sporturile olimpice. Ceilalți merg cu bani. Toți sunt sporturile olimpice, sunt primesc bani, primesc mult mai mult. Sporturile neolimpice nu primesc. Acum, tocmai aia spuneam, o mână de oameni au stabilit că unele sporturi sunt sporturi și altele nu sunt sporturi, că unele sunt bune și altele nu sunt bune. Și atunci, dacă au stabilit o mână de oameni, este clar că ei vor da banii, așa cum spuneți, unul le vor da, altul nu le vor da. Să vă pun o întrebare foarte concretă. Știți că se fac niște lucrări la complexul sportiv Ilia Manoliu, complex în care se antrenează de regulă loturile naționale, de mai toate sporturile. Sala de gimnastică a și fost renovată, parcă și sala de atletism, au mai fost niște lucruri. De vreo 3 săptămâni s-a decopertat pista de atletism. Da. Vă dau o informație. Când a fost doamna ministru acolo, s-a decopertat și așa a rămas. Adică în 3 săptămâni nu s-a mișcat un deget. Mai sunt 2-3 săptămâni, o lună de zile și... O să încerc să dau și eu mâine, doamne ministru, pentru că... Păi, dacă tot intrați pe lângă pistă și vedeți dacă s-a întâmplat ceva. Adică, e foarte concret. Cine se ocupă de acea lucrare? Dacă să torni o pistă de tartan, îți trebuie luni de zile? Corect. Adică, până la urmă, pasajul Unirii, cred că s-a făcut în 2 luni. Da. Și Casa Poporului în 4 ani. Da, bine, când spune Casa Poporului în 4 ani, deja... Da, adică, vorbim de niște lucruri. Da,
Știți de lucrarea asta? De, știți știu ceva? De lucrarea, știu că se face, știu că există... Și... E și sala de judo băgată în... Da, aia cu sala de judo a fost o mică problemă, să spunem că s-a rezolvat. Că... S-a scos parchetul și a rămas așa. Păi da, pentru că, ce vă spuneam, mai este o sală care a fost de la început creată pentru judo. Sala aceea, de aceea e și pentru judo, de la complex, pentru că acolo sala de gimnastică a fost sala de gimnastică, sala de box, sala de box, sala de judo era sala de judo. Și așa mai departe. Deci existau loturile naționale care veneau acolo, stau la hotel și care își făceau antrenamentele respective.